Bine ai revenit, Cosmin Frăsinescu, colegii jurnaliști doresc să știe în primul rând dacă ți-a fost dor de teren și bineînțeles de partidul oficial. Da, așa este. Este frustrant când ai accidentări și perioada de recuperare este foarte grea. Nu neapărat că trebuie să muncești mai diferit față de colegii tăi, pur și simplu nu mai faci parte din o perioadă din colectiv până intri cu colegii. Durează ceva și sper să nu mai avem niciun fel de accident și să avem tot lotul valid, așa cred că vom avea, nu vom avea fluctuații de rezultate și cred că putem să avem un sezon bun. Cum te simți acum? Ai reluat pregătirile, spunea și Daniel, că ai reluat pregătirile, ești în plenitudinea forțelor? Ești ok? Am antrenat toată săptămâna cu echipa, în săptămâna trecută am făcut am început separat și după aia am făcut tranziția progresiv cu antrenamentele cu echipa. Săptămâna asta m-am antrenat, am prins încredere, sunt un pic sub ritmul colegilor, dar trebuie să trag tare, să ajung din urmă și să ne ajut colegii cât se poate de mult. Și la rândul lor, pe mine. În principiu, revin teren, dar nu vei fi alături de Mache, de Mirache, care așteaptă în continuare verdictul. Ce crezi? Ce speri de la verdictul ăsta? Care va fi, până la urmă, severitatea unui verdict care va interveni după o fază care s-a întâmplat, mă rog? Da, așa este. Sunt accident complet, din păcate, care și Mache suferă foarte mult. Suntem toți alături de colegi, pentru că era în formă și lipsește și foarte mult de pe teren și este frustrare foarte mare pentru cei de la Craiova, este frustrare și pentru noi pentru ce s-a întâmplat, este frustrare că o să pierdem pe Maghi pe o perioadă de timp, sper cât mai puțină. Cine îl va judeca pe Maghi trebuie să vadă că nu a fost intenție și trebuie să-i vadă un pic anii trecuți câte cartonași a luat și să-i vadă un pic istoricul, pentru că nu poți să judeci și să pui eticheta unui om după un accident. Dacă nu a fost intenție, cred că ar trebui să fie luată asta în considerare. Încă o dată spun cu tot respectul pentru colegi, am înțeles că au și discutat. Colegii au văzut faza și nu importă picălul Mache. Îl ajută și pe Mache acest lucru, din punct de vedere mental, pentru că se simțea un pic copleșit așa de emoții. Am discutat de câteva ori cu el și l-a ajutat acest lucru. Despre meciul cu Sepsi, ce părere are? O echipă față de care aveți o datorie, nu? Să câștigați. Da, așa este. Sepsi este o echipă, de când a ajuns acolo domnul Leo Grozavu, este o echipă foarte agresivă, joacă un fotbal foarte frumos. Din punctul meu de vedere, tot timpul au jucat agresiv, au început meciurile foarte tare, trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. Au și un loc numeric și valoric foarte bine echilibrat și în fiecare an și-au dorit să ajungă în play-off. Anul ăsta probabil la fel, pentru că s-au făcut investiții și construiesc un stadion nou. Este un proiect acolo pe termen mediu și lung frumos și își doresc foarte multe lucruri. Noi trebuie să fim foarte așezați, suntem conștienți că le lipsesc mulți jucători, dar cred că așa se poate structura un lot când nu se face diferența între valorile jucătorilor și oricine intră în teren, tot ce are mai bun, iar echipa poate să facă rezultate pozitive. Referitor la meciurile naționale, sunt întrebări. Cum ai trăit partidele și ce crezi, după părerea ta și experiența ta, și-a trebuit schimbat, ce puțin în defensiv? Dacă, mă rog, poți să spui. Vreau să fie o măsură de scuze despre echipa națională. Eu cred că pentru echipa națională trebuie un proiect cam cum a făcut domnul Gin Hagi și ar trebui să fie mai multe orașe, să fie o selecție mult mai din toate punctele de vedere, de la antrenori până la jucători. Mai rezultate, trebuie să te instruiești și să te informezi în continuu și din punct de vedere mental cred că avem foarte mare nevoie, pentru că, de ce să nu recunoaștem, cred că avem lacune aici, pentru că orice jucător care pleacă afară se lovește un pic de acest zid, de mentalitatea de afară și probabil avem nevoie de educație.
Mulțumesc mult, succes! Mulțumesc și eu, la revedere!